ziua! Mulțumesc pentru prezență aici și să încep o prezentare despre un limbaj de programare, un limbaj de dezvoltare pe care vreau să-l aduc în fața dumneavoastră ca soluție integrată de analiză de date. Câteva cuvinte despre mine, sunt absolvent de geografie la Facultatea de Geografie din București, la Institutul de Sociologie din București și doctorat la Facultatea de Geologie. Deci, interesul meu este pentru analiza de date, de aceea am și ales să vă prezint asta astăzi. Facem un mic prolog, așa. Se pare că anul 2009 a fost destul de important pentru promovarea acestei soluții software la nivel internațional, prin faptul, prin apariția trei articole, în New York Times, în Forbes și în InfoWorld. Acest articol din New York Times, din ianuarie 2009, cei doi din imagini sunt chiar dezvoltatori inițiali ai software-ului. Robert Gentleman și Rose Aika, de la Universitatea de Mount Auckland, din Australia. Un articol care face, care aduce în prim plan faptul că AI este open source și începe să fie utilizat de foarte mult, de o comunitate din ce mai mare de utilizatori. Iar celelalte două articole din Forbes și InfoWorld pun accentul pe utilizarea în flux de business, adică pe faptul că se poate obține profituri uriașe utilizând această soluție în locul unor, de exemplu aici, în locul unor soluții mult mai scumpe oferite de IBM și SAS, cei doi mari lideri de piață în sectorul business intelligence. Bun. Revenim, facem sumarul prezentării, voi arăta ce este R, voi arăta șapte trăsături esențiale faine ale R-ului. Și aștept și câteva întrebări în sală dacă... Așadar, ce este R? În primul rând, e un program de analiză de date. Adică, fiind un program care are soluții, are module, are funcții care se pot accesa. În al doilea rând, e un limbaj de programare creat de către statisticieni, geostatisticieni, împreună. Fiind un limbaj de programare, adică toate funcțiile și modulele disponibile sunt accesibile în linie de comandă. Voi dezvolta mai târziu utilitatea acestui aspect. Este mediul de dezvoltare pentru că se pot crea la rândul lor, se pot crea noi pachete, noi, de exemplu, cercetători care studiază un anumit proces, reușesc să-l implementeze destul de ușor în R și să-l distribuie comunitate. Este un proiect open source, liber, deschis și foarte activ. Sunt foarte activ, chiar vorbesc serios, este extrem de activ, pentru că are foarte multe domenii de aplicație. Și în ultimul rând, este o comunitate, mii de colaboratori, milioane de utilizatori la nivel mondial, cu resurse și documentație în absolut orice domeniu în care se folosește. Prima trăsătură faină a R este liber. Ne aflăm, oricum, la un software, la un seminar de soluții open source, deci nu era ceva de limitare. Este flexibil, dintr-o suită uriașă de librării pe care le poți instalezi doar câte nevoie pentru analiza ta. Este deschis pentru interoperabilitate, poate interacționa direct cu alte programe, de exemplu, SAS sau SPSS, poate importa date exportate din aceste aplicații, poate interacționa direct cu Excel, mergând până la sisteme complicate cu interacționare cu servere de bază de date, sau cu aplicații, precum cazul nostru care ne interesează, aplicații spațiale, GRAS, SACA și inclusiv rutine de Fortran se pot accesa din R, folosind cod de R. Deci interoperabilitate. La
datorită acestui fapt are o paletă foarte largă de utilizatori și reprezintă este standardul de facto pentru cursuri de analiză de date. Deci, mari universități și vă invit să căutați să verificați acest lucru. Facțin cursurile și laboratoarele, seminariile de statistică, analiză de date, geostatistică, doar pe... A doua trăsătură faină este că e un limbaj de programare. Asta înseamnă că nu ai acces la ferestre de dialog sau formule aplicate în celule. Bine, există și interfețe. S-au dezvoltat și interfețe unde există o serie de module în ferestre de dialog. Dar ideea este că fundamental se folosește în linie de comandă, mai bine zis în scripturi. Scrii comenzile, să avem un fișier și trimite acel fișier spre execuție în consola R pentru a vedea rezultatul. Asta înseamnă că ai rezultate repetabile, poți rezolva acel script de multe ori rapid. Ai siguranță în desfășurarea procesului, pentru că nu mai trebuie să te gândești oare ce am stricat în fereastra respectivă și tot așa. Și este un limbaj de programare special conceput pentru analiza de date. Deci nu pentru altceva. Pentru analiza de date este orientat pe obiect în sensul că interacționează cu... se pot defini obiecte de tip vector numerici, matrici, modele. Vom detalia mai mult la seminarul de mâine practic. Limbaj esențial înseamnă viteză. În acest slide este o imagine, harta de distribuție temperaturilor datorii aerului la nivel național la 6 minute după ora 12 cu situația de la ora 12. Deci, un script de R, lucrat de colegul Alexandru Dumitrescu, rulează automat și actualizează aceste hărți în câteva minute după ce obține datele de la stație. Deci asta înseamnă viteză pentru că este un limbaj de programare. A treia trăsătură faină este că oferă posibilitatea execuției unor grafice absolut extraordinare și absolut custom-made, individualizate. În primul rând oferă grafice standard, funcții pentru grafice standard de tip diagrame de dispersie, serii de timp, matrici de corelație, suprafețe 3D și hărți. Deci asta le are încorporate. Oferă posibilitatea de a implementa sugestii sau indicații ale unor autori celebri, Clifford și Tofty, deci acești autori au lucrat foarte mult în modul în care să se prezinte datele. Și aceste direcții ale lor sunt implementabile în rând. De exemplu, grafice condiționate. Vom vedea mâine și utilizarea culorilor. Și grafice, cum am spus, individualizate, fără absolut nicio limită. O diagramă Gantt în sus, de exemplu, sau un nor de cuvinte. Care sunt grafice absolut noi și se pot obține foarte ușor. A patra trăsătură este că oferă funcții de statistică și inclusiv statistică spațială. Deci are implementate toate metodele statistice standard, teste, distribuție, medii, regresii, ale sunt componente principale, inclusiv algoritmi mai sofisticați, rețele de neuronale, arbori, interpolări, geostatistică, clipping, toate sunt calibrării aceste librării, deci, R lucrează cu funcții orientate pe obiect, adică definești un obiect pe care apoi îl accesezi la toate nivelurile de sală. Se pot combina metode de analiză într-un singur script. Un exemplu de statistică, Google folosește R pentru analizele sale. Acesta este un studiu în care arată cum datele din Google Trends pot fi folosite pentru a anticipa tendințe în piețe. De exemplu, în piața de automobile, prețurile Ford au putut fi anticipate cu căutările
după cuvinte legate de fold în Google. Și pentru asta Google a folosit un script de R. Este disponibil în toate limburile din această prezentare, va fi disponibil pe site. O altă trăsătură faină este că eu oferă acces la cele mai avansate metode de analiză. Inclusiv în analiză statistică spațială, există mii de pachete adiționale pentru absolut orice domeniu distribuite prin Comprehensive RGV Network, CRAN. Și există task views, adică domenii concentrate în care R se utilizează. De la ecuații diferențiale, analiză bayesiană, finanțe, analiză spațială, serii de timp accesibile de pe site. R este interoperabil, există librării care interacționează direct cu Saga, GDAL, GRASS, PostGIS și, de exemplu, Oracle, accesibile direct din R. Și ultima trăsătură faină este că R este o comunitate și se bazează pe o comunitate. Există un site unde poți afla cel mai bun pachet pentru a rezolva problema, Fantastic. Există site unde pui orice întrebare, Stack Overflow, tagul R, pui absolut orice întrebare și se răspunde fără probleme în minute de la momentul întrebării. Și listele de discuție, de exemplu RCGO, o listă extrem de activă, zilnic, 10-12 mesaje, cu răspunsuri de discuții întregi zilnice. Există și blogurile. La fel, toate astea ca să arate cât de mult interes solicit acest limbaj de programare și acest soft. Tot legat de comunitate, există convenția utilizatorilor, USAR, și în cazul în care nu sunt accesibile pentru participare, sunt accesibile lucrările, cărțile de rezumate de la aceste conferințe. Există școala de vară Geostat, care iarăși folosește R pentru workshop-uri. Site-urile pe care se poate descărca, suportul și documentația, am spus, absolut orice funcție este documentată în sistemul intern de Help. Și Help Start este o funcție care trimite către o pagină de internet, aceea de dreapta, unde sunt descrise pachetele și multe alte informații despre lui. Springer a dedicat o întreagă serie acestui program, a numit-o Use R. Două cărți, de exemplu, din acest program pe care eu le recomand, Beginner's Guide to R și Applied Spatial Data Analysis with R. Am încercat să fiu foarte concis și să ofer o imagine de ansamblu asupra unui program simplu, care, în aparență, nu este foarte ușor de utilizat, dar odată ce depășești momentul critic de însușirea noțiunilor elementare, devine o foarte, foarte faină unealtă de lucru. Iar mâine vom identifica practic cum se poate folosi în analiză spațială alături de colegul Alexandru Dumnezeu. Mulțumesc foarte mult! Acum îmi dau seama, cred că am făcut o greșeală că i-am solicitat concizia lui Mihai, pentru că m-a incitat prezentarea lui și îmi pare rău că